Elena Marin a fost luată la bani mărunți de Zani de la Survivor România, chiar în fața colegilor la Consiliu. Concurenții din Republica Dominicană au rămas cu gura căscată când au auzit cele spuse de artist la adresa dansatoarei. Scandalul dintre cei doi faimoși a început după ce au pierdut jocul de imunitate în fața războinicilor, reproșurile fiind de ambele părți. Protejatul lui Alex Velea a avut o discuție foarte aprinsă cu colega sa de la Canal D, cu care este în război de câteva zile bune. Fosta dansatoare a Andrei Bălan este foarte afectată de situația neplăcută, precizând că se simte singură și neîndreptățită. Elena Marin nu reacționează deloc bine la acuzele lui Zani, cu care nu pare să cadă la pace prea curând. Nu îmi stă în fire să plâng fără motiv. Plângem cu motiv. O să încerc să am un discurs și să răspund și în avans. La început am spus că sunt sălbatic și că mă distrez. Nu mă așteptam să ajung să fiu atât de sălbatic. E legea junglei. Dar nu o să accept să fiu mâncat de niște persoane care au un chip mai digerabil decât al meu. Au o atitudine mai convingătoare pentru că eu am un stil mai controversat. Nu eram 100% conștient în ce mă bag. Îmi cer scuze pentru tot ceea ce am spus și ce am făcut în această emisiune. Îmi cer scuze pentru reacțiile pe care le voi avea. Știu că atitudinea mea nu este acceptată așa ușor. Mă lupt cu oricine până la disperare. Eu știu clar, nu îmi place de Elena deloc. O văd cea mai falsă. Mi-a spus că o marginalizează toată lumea, i-am spus că eu nu o plac deloc. După o discuție cu cineva, a venit la mine convinsă că eu i-am furat mâncarea. Caut și eu să mă afirm, dar nu plâng. Eu pot să mă afirm și când tac, a spus Zani.